Biroul permanent județean al PSD Gorj, într-un it recent, a stabilit în cadrul unei ședințe că repartizarea localităților din Colegiul 3, care au fost coordonate de către deputatul Scarlat Iriza, în prezent independent, să fie preluate de către senatorul PSD Mihnea Costoiu. S-a mai discutat și despre repartizarea localităților care au fost deținute de către domnul deputat Scarlat Iriza. Aceste localități au fost preluate conform deciziei BPJ Gorj și de către domnul senator Mihnea Costoiu. Repet, toate localitățile de care domnul deputat Iriza răspundea până în momentul de față au fost preluate de către domnul Mihnea Costoiu. Asta a fost decizia luată de către membrii biroului județean permanent vineri, atunci când s-au întrunit. Iriza considerase însă că locul său de coordonator al localităților din Colegiul 3 ar fi trebuit să-i revină lui Cosmin Popescu, fost deputat aici și cel care s-a ocupat îndeaproape alături de fostul social-democrat de scoaterea celui mai mare scor la prezidențiale din cele 6 colegii. Cum apreciați hotărârea BPJ-ului PSD de a-l pune pe domnul Costoiu responsabil cu localitățile din Colegiul 3 și nu pe Cosmin Popescu? Eu cred că este o greșeală din partea conducerii și n-ar trebui să mă mai bag, pentru că eu sunt un deputat neafiliat în momentul de față, bine cu toate că nu mi-am dat demisia din PSD. Însă nu mai acces lângă grupul parlamentar al PSD-ului. Eu zic că trebuia pus un om care vine săptămânal sau care e continuu aici în zonă și cred că cel mai potrivit era Cosmin Popescu. Adică dacă dăm și au stabilit că domnul Costoiu este senator și poate să vină în Colegiul 3, e foarte bine să vină, dar dacă nu vine... Iriza consideră că socialdemocrații chiar s-ar teme de promovarea lui Cosmin Popescu, despre care s-a vehiculat că ar urma să candideze în 2016 la șefia Consiliului Județean Gorj. Există o teamă pentru promovarea domnului Cosmin Popescu în PSD? Probabil că este. După cum știți, Cosmin Popescu este foarte bine văzut de primarii din Colegiul 3 și nu numai. De mine a fost eu puteau să-l pună responsabil pe Colegiul 2 de Senat. Cosmin Popescu a renunțat recent la funcția de director de resurse umane al Complexului Energetic Oltenia, fiind în prezent consilier al managerului CEO Laurențiu Ciurel.